Boboteaza bate la ușă, așa că în bisericile din Giurgiu a fost forfotă mare pentru pregătirea ceremonialului religios din ziua de 6 decembrie. Ca în fiecare an, cel mai mare număr de credincioși se va înregistra la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului, unde în ajunul bobotezei, preoții alături de credincioși au oficiat slujba specială de sfințire a apei. Se desparte Iordanul și își oprește curgerea apelor sale. Pentru acest an, la catedrală au fost pregătite 11 butoaie cu apă, cu o capacitate totală de 2500 de litri, dar au fost pregătite și sticle îmbuteliate cu apa sfințită, astfel încât credincioșii să nu mai îndure frigul pentru a lua aghiazmă. În ziua bobotezei, Sfânta Liturghie la catedrală va începe de dimineață la ora 9:30 de minute și va fi oficiată de preasfinția sa, dr. Ambrozie, episcopul Giurgiului. După ce aghiazma va fi sfințită, de la ora 12:30 de minute, episcopul împreună cu toți preoții din oraș și vor pleca în procesiune spre canalul Sfântul Gheorghe. După sfințirea apei Dunării, Sfânta Cruce va fi aruncată, de unde va trebui să fie recuperată de tineri curajoși, așa cum cere obiceiul.